întâmplat, da? Am terminat cu fabrica de cherestea? N-am terminat, dar să spun. Deci v-am zis, a dat 100 de oameni în drumuri, el, a închis fabrica, da? A luat 800 de mii de euro împrumut de la bancă și Borma a radiat. Adică, vă spune doamna avocat, eu am zis așa în particular, doamna, bate Siblice mai bine decât mine și vă spune ce s-a întâmplat. Adică a radiat fabrică și a terminat fabrică fără nici urmă. Dar dacă face domnul senator, crede că mă sunteți în bușcărie. Dar când face domnul Puzără, el s-a bine mersit și face în continuare avaziuni. Dar nu faceți, dar vă spun de ce așa ceva. Deci înțelegeți? Noi am fost totdeauna în cealaltă tabără. Da. Am luat întotdeauna atitudine împreună cu colegii mei, Codrin Ștefănescu, nu mai spun de liderul partidului, atitudine împotriva mafiei și am avut mari victorii. V-aș aminti cum în urmă cu două săptămâni de zile am reușit să blocăm la primăria Capitalei încă un tun de aproximativ 10 miliarde de euro. Un tun pe care îl pusese la cale mafia portocalie, consilierii pe portocalii, nu mai dăm acum nume, cum spune doamna Lia, și vreau să distrugă prin 54 de puzuri, 54 de zone de parcuri din București. Am luat atitudine, ne-am luptat cu mafia și la propriu și la figurat și am învins, dar a doua zi s-a schimbat legea și n-am mai putut să aprobe acei consilieri pe data de 30 septembrie, acele puzuri care ar fi mai distrus 10% din suprafața Bucureștiului. Deci a fost o victorie. O să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Iată vicepreședintele Uniunii Arabilor din România, domnul Năstase Cătălin, în luptă cu domnul Dumitru Puzdrea de 3 ani de zile. Bineînțeles că dânsii au fost asociați la un moment dat în mai multe afaceri, dar pentru domnul Năstase Cătălin nu s-a terminat această poveste deloc bine, iar dânsul chiar ne spunea că va merge mai departe și va lupta până la capătul puterilor. Nu? Până când cum să spun, câștigă dreptate. Dacă este dreptate și dacă găsesc niște oameni care mă ajută ca să fie dreptate. Sincer vă spun, câteodată v-am zis, adică eu cu familia mea suntem acum în stradă, din cauza lui îi merge nu bine, foarte bine. Cum sunteți în stradă? Adică s-a castrat tot. El, ca să răzbună pe mine, da, s-a răzbunat și pe familia mea și pe frații mei, că au afaceri. V-a distrus afacerea. Au distrus afacerea. Adică avem, ca exemplu, fratele meu care și afacerile fraților dumneavoastră. Are de 93, știe domnul senator, ce înseamnă să faci un vad, ce înseamnă să muncești, să faci să-ți creezi un nume, un brand al firmei. Da? Da. Și el vine și închide abuziv într-o noapte, da? Și te lasă așa că are bodyguard. De unde știți că dânsul v-a închis sau cum? Dar cum, doamne? Dar cine a închis, doamne? Deci, doamne... Vă întreb. Da. Cum aș vrea în contextul ăsta al afacerilor din România să o întreb pe doamna avocat dacă este legal, sunt convinsă că sunt acoperiți legislativ, dar așa, legal și moral, ca statul român să vină peste firmele care își declară obligațiile fiscale și să vină și în mod abuziv să le închidă conturile. Exact, dumneavoastră ați dat răspunsul mai înainte. Dacă se face și să le ia banii fără să intereseze că acele firme au niște salarii de dat, că acele firme au poate niște cecuri emise care au acoperire de vin. Dumneavoastră ați răspuns mai înainte că există, dacă se face ceva în România, dacă se face ceva, dumneavoastră ați răspuns mai înainte că există acoperire legislativă. Acoperire legală există. Stați puțin, nu, eu nu cred că deci este un război exact acum care se poartă și doamna Lungu este un abuz. Și eu cred că doamna Lungu ar trebui dumneavoastră să faceți plângere penală. Păi acestor autorități de care spuneți că este ANAF-ul sau Ministerul de Finanțe pentru abuz de serviciu. Eu nu discut de mine, eu discut în numele unor întreprinzători care au pățesc acest lucru pe bandă rulantă și de multe acum ori micro-întreprinderi sau firme, mă rog, cu o cifră de afaceri destul de mică. Pentru că dacă sunt unii care au de plătit la stat zeci, sute de milioane și așa mai departe, nu cred că li se întâmplă. De firme care li se închid conturile pentru sume de 4, 5 milioane, 10 milioane de lei vechi. Conturile astea nu se închid dacă nu ai aprobare de la judecător. Vorbim de executări. Nu. Vine cu scrisoarea la bancă, de acum încolo tot ce primești în cont îmi dai mie. Înseamnă că a fost o înțelegere contractuală înainte, pentru că nu văd cum poți să banca sau nu, firma circa financiară să trimite o somație. Nu cred. Și dacă în timp de 15 zile nu ai achitat
datoria pe care o ai la stat, mă refer la TVA, la impozit, îți blochează contul. Îți blochează contul. Da, da, lucrul ăsta nu știu mai cine de ce acceptă lucrul acesta. Lucrul ăsta știi dinainte, nu? Cine știe dinainte? Cel care are datoria fiscală. Ești somat cu 15 zile înainte, da. Doamna Lia, dacă ai un leu de dat la stat, îl ai de dat. Ești debitor și gata. Nu, da, e vorba de cei care de milioane, este vorba de faptul, milioane. Nu, nu, e vorba de faptul că aceste firme mici, ele declară că au. Deci nu e vorba de evaziune. Nu se declară și recunosc datoriile. Dar și nu s-o plătea în subteran. Se rulează, se fac privatizări frauduloase, se dau recuperări de TVA, se rulează zeci de miliarde. Să spuneți, de ce le execută, de ce le execută, de ce le execută pe ăla micuț, când ar putea să-l lase, că oricum dacă îl lasă să treacă timpul, îl execuți mai târziu cu penalități, cu dobânzi. Și poate între timp. Și de ce le execută? Doamna avocat, ce să mai spunem, domnule, dacă guvernul ăsta a pus un impozit forfetar și din cauza acestui impozit forfetar au închis peste 130.000 de firme. Haideți să ne uităm cine conduce Ministerul de Finanțe. Pogea, care a fost un fost angajat la Marmosim, un angajat al lui Videanu. Știm cu toții cine este Videanu. Nu mai vorbim de oameni politici. Un mare afacerist care a pus mâna pe carierele de marmură în mod abuziv. Deci asta este. Deci România e condusă de mafie. Și atâta timp că România este condusă de mafie, nu se face asta. Dar și oriunde în lumea asta obligațiile fiscale sunt de temut. Da, da, dar este vorba de că în mod abuziv, leu, că e un milion de deci euro, în mod abuziv se blochează aceste conturi, da. Și o consider că este furt. Da. Clar. Este un alt tratament de șanse pentru mari întreprinzători, mari afaceriști, scutiți de datorii care nu sunt controlați, atenție, niciodată, și amărâți ăștia care abia supraviețuiesc după zi pe alta, abia și reușesc să-și plătească salariile și li se dă în cap. Unde vrea acest guvern să ajungă? Să desfințeze toți întreprinzătorii, ce se va întâmpla când toată lumea va fi foarte săracă? Că asta vor ei. Deci ne-au pus atâtea impozite, atâtea dări, încât le-a ajuns cuțitul la os oamenilor. Sunt foarte săraci. Nu mai au bani să-și plătească nici întreținerea, nici medicamentele, nici căldura. Ce se va întâmpla? Vor ieși cu toți în stradă. Asta e singura soluție. Alta nu este. Și întreprinzătorii să facă același lucru. Și ca o concluzie la ceea ce a spus domnul senator, deci după 20 de ani, cel puțin eu am ajuns la concluzia că mafia este chiar statul român. Deci clar, nu că acoperită de 20 de ani să se acopere cu hârtii, cu legi și așa mai departe, ca să se apere de cei care au luat, îi vor mătura de la putere. Dar legea asta cine a dat-o? Nu a dat-o și votul dumneavoastră, pentru că sunt niște aleși în Parlament, la modul general. Pe cei care am ales eu, ei n-au ales. Decizii ale ministrului, de acte normative. Sunt ordonanțe pe care noi nu le știm. Vă dau exemplu de o decizie a ministrului Sănătății, decizia numărul 75 semnată de Adrian Videanu în calitate de ministru al sănătății, prin care Adrian Videanu este de acord ca firmele străine importatoare de medicamente să mărească prețul la medicamente între 9% cu 9% până la 40%. Deci asta e. Bun, haideți să vă rog. Nu la Curtea Constituțională, că este o decizie a ministrului, o să o atacăm în instanță. Bun. Deci domnul Năstase. Facem lucrul ăsta tot timpul. Trebuie, domnul senator. Deci, poate eu nu știu. Vreau răspuns de la dumneavoastră? Vă rog. Da. De ce? Tot ce face Buzră, toată lumea închide ochii. Adică, el a început din anul 90, când a fost ambargou la SEB, el a folosit generalii care au fost în rezervă și a făcut contrabandă cu petrol. Da, asta. Deci, cine a făcut contrabandă? Buzră, deci asta se știe. Deci aveți probe? Dar cum? Firmă care actele, domnule, nu mai mă întrebați de... Eu vă întreb, sunt obligată să vă întreb, pentru că sunt imparțială. Sunt acte, firmă care a lucrat Universal Service, da? Care a făcut contrabandă de la SIRB și a folosit generalii care sunt în rezervă. Și ați sesizat autoritățile? Și ce face autoritățile? Dacă sunt generalii care au fost în securitate și asta, ei lucrează ca director în firma lui, atunci ce se autoritate? Nimeni dacă nu poate să-ți facă rău. Haideți să ne...